Vineri! Vin canibalii! Nu vin șeful, că astăzi sunt la o nuntă. Au zis că vin de-abia duminică. Vineri ești tu, mă, tâmpitule! Ieși afară din colibă și vine lângă mine să te convingi! Uite-te pe binocul că vin canibalii! Vineri făcut o glumă la șeful. Lipit poza la canibal pe lentila de la binoclu. Uite-te acolo, că ai fost la coliba ascunsă. Glume de două parale. Dacă făceam atac de inimă, ce te făceai dacă muream aici? E, vineri stătea liniștit că o lună de zile avea ce să dea la canibali. Slugă ingrată! Mă dădeai la canibali în loc să mă îngrop creștinește? Nu, șeful, vineri îngropat creștinește la șeful, îngropat. Păi el ținea acolo să nu se altereze. Venea canibal, ce dădeam? Carne stricată? Nu puteam. Trebuie să plecăm mai repede de pe insula asta, că nu mai pot. Cedez psihic! Da, șeful. Și eu cedez psihic contra fizic meseriaș. Că m-a săturat de fizicul ăsta al meu. Vreau și eu mușchi. Mușchi? La ce trebuie ție mușchi? Păi cum la ce, șeful? Că dacă vine canibal, îi dai mușchiul, nu? Că nu-l fi tâmpit să renunțe la mușchi contra atacămuni. Trebuie să ne facem repede o plută. Da, 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 șeful. Pare că se pricepe bine la treaba asta. După față, șeful veni cu pluta. Băi, Sluca, e îngrată, dacă mai zici așa, te iau la bice, dar nu te vezi! Nu, șeful, nu cu biciu, nu, că iese sângele și mirosul de sânge atrage tare canibal. E, lasă că te pune băiatul pe seara atunci. Nu, șeful, nici pe grătar nu e bine, că mirosul de grătar atrage și mai tare canibal. Atunci îți trag un șut în între picioare. Nu, că dacă nu plecăm, șeful, după insula asta, noi cum ne mai mulțim? Da, tu ai impresia cumva că noi suntem singuri pe insula asta? Șeful a avut dreptate. Uite o maimuță acolo. E, înseamnă că trebuie să apară și Tarzan. Bună ziua! Nu vă supărați, nu știți care e ipoteca către Hollywood? O elefant fără trompă, mă. Aici se filmează Robinson Crusoe. Ce cauți, mă, la noi în platouri? Platouri? Ce platouri? N-am văzut niciunul. Cred că le-au mâncat canibalii. Care canibalii? Care i-a înghițit el șeful. Ia uite ce burdihan are! Du-te, mă, că ne încurci, mă, hai să tragem! Cine trage? Nu trageți, domnule, mă, că sunt eu, tilică! De-un film, uite, mă! Mamă, ce voce de Pavarotti am! Să nebunesc! Șeful, ți-am zis eu că maimuța asta nu e singură! Cu ce cauți, mă, aici? Păi mă duc la platoul meu de filmare, la Tarzan. Și atunci tu de ce oprit aici? Care prioritate mai maimuțele, băi? Toară ce ești. Nu vezi că aia care vine cu lianele galbene e cu prioritate? Bravo, bă, bă, că te pricep, dar tu cine ești? Eu sunt Tilică. Și mă interesează și pe mine să-mi spui care e o liană de-asta către Hollywood. Uite asta, de exemplu. Dar nu, lasă, stai așa, că dacă te agăzi de ea, îmi rup toți copacii și rămân pieton. Hai, că vă las la filmare. Succes, mânca vartata. Vei, grasule, împinge-mă și pe mine puțin să pornesc. Băi, gorilele! O avea asigurare? Auzi, mă, dar... Voi ce faceți aceia în pădure singurii? Nu e pădure, e insulă. Și suntem niște naufragiați care vrem să ajungem mai repede acasă. Păi de ce nu chemați un taxi? Nu este pe insuliță. Vai, săraci, sunteți pe insulină, da? Sunteți diabetici amândoi? Nu prea te ajută chestia aia rotundă de pe umeri. Capul ăla e ca în gol. Am vorbit de insuliță, nu de insulină. Insulă în mijlocul oceanului. Apă multă cu pământ în ea. A, cum îmi vine mie la ghiuvetă. Exact. Sau cum ai tu în creier, ai obosit. Auzi, numai voi doi sunteți aceia pe insuliță? Noi nu este singuri aici. Sunt eu cu șeful și un papagal. Producătorul. Dacă a fost atât de prost să bagi el bani în porcăria asta... Nu, tu ne faci filmul porcărie? Păi ce, eu vi l-am făcut scenaristul. Ia că deodată aveți doi papagali. Dar de ce porcărie este? Păi dacă de 20 de ani stați pe insulă și n-a venit nimeni să vă salveze, ce vrei să fie? Eu în locul vostru puneam mâna pe telefon, sunam pe regizorul și ziceam, dă bai și mie numărul lui Bruce Willis. Nu de Bruce Willis, ni l-a trimis pe King Kong. Șeful,
Eu zic să nu ne mănânce. Du-te încolo de tâmpiță, a spus de atâtea ori. La noi mănâncă numai canibalii. Ia, uite, îi vezi? Ăla nu-i pun binoclu, trebuie un ecograf ca să se uite, că-s la mine în burtă. Șeful, dar ce e ecograf? E un tot un fel de binoclu, dar cu care vezi în interior pe burtică. Și cum se vede în interior pe burtică? Păi stați să vă arăt, că se așa nu m-am săturat numai cu canibalii. Ce fraierofile, am băgat spaimanic. Tot așa l-am salvat și pe Tom Hanks când a jucat în Naufragiatul. Că altfel stătea și la tot pe insulă și acum. Mă rog cu mine, ca în față de Bruce Willis, nu? Bună seara, domnilor și domnilor, și bine ați venit la VIB-ul săptămânii. Sunt Octavian Ursulețu și nu vă temeți că în această seară nu am să prezint un concurs de mâna a doua de Miss, ci am să fac un interviu incendiar cu un megastar. Incendiar, megastar, uite, fac și rimă. Dar nicio problemă, să trecem la invitatul nostru. Îl invit în scenă alături de mine pe... Sandra Mândruță. Nu, este vorba despre un alt megastar. Domnilor și domnilor, repet, am să fac un interviu incendiar despre fața nevăzută din cauza măștilor de protecție ale lui Michael Jackson. Bine ai venit la noi în emisiune! Hello, Romania! Hello, people! Save the world! Michael, mișcarea cu care ai intrat este vestitul... Care asta? Da, vestitul tău pas, nu? Nu, am călcat în ceva afară și vreau să mă șterg pe talpă. Dar restul sunt, sigur, mișcări din breakdance, nu? Ah, sigur că da, ia uite! Oh! Cred că a fost o greșeală, nu? Aia, atunci mai fac una, fii atent, corectă! Sigur a fost o greșeală. Stai să te învăț eu cum era mișcare. Ia atent, și pe partea asta și pe partea asta. Ce părere ai? Stai ușor că-mi descurci fața. Iartă-mă, dar m-a luat și pe mine valul, că știi, mișcările de breakdance îmi plac și mie, știi? Da, fii atent că-ți arăt eu una acum, ia uite-o. Ia. Dar nu-mi place mișcarea asta. Stai să te învăț eu una mai românească, dacă vrei. Nu, lasă. Am dansat destul, să mai și vorbim. Da, să vorbim. Michael, cine te-a învățat pe tine breakdance-ul? Ah, frații mei, când eram mic, m-au pus să bag un cui în priză. Da? De ce? Pentru că să mă negresc și eu, pentru că eram singurul alb și ei se ofticau pe chestia asta. Erai alb cum așa? Eram alb ca varul, de la Vinarom. Eu, când am fost mic, am avut cădere de calciu și lingeam pereții. Interesant, dar în rest aveai trăsături specifice de negru, nu? Deci părul creț, nasul borcănat? Nu, nasul l-am avut finuț, dar mi l-a borcănat mama. De ce? Păi ca să-și pună gogonele pentru la iarnă. Vai, păi și atunci de ce n-a folosit nasurile fraților tăi? Pentru că erau pline de gogoșea și de castraveți. Păi și ale? Varză. Era plin cu varză? Unde să mai intre nene varză peste pepeni? Avea pepeni, dar părul era creț, nu? Da, era creț, dar mi l-au îndreptat frații mei cu ciocane. Vai, dar ce frați răi ai avut, voiau să scape de tine? Nu, când vreau să scape de mine, ca să meargă la vreo gagică, de exemplu, îmi dădeau să lingua cadea. Ce drăguț, înseamnă că nu erau chiar așa de răi. Da, dar acadeaua era lipită tot timpul pe pereții congelatorului și stăteam cu limba aprinsă, ori în șir, dacă mă înțelegi. Da, și părinții tăi nu spuneau nimic? Ba da, lasă Michael, că dacă vrei să fii un tip dezghețat, trebuie mai întâi să îngheți. Aha, și cât stăteai așa lipit de... Până mă dezghețau frații mei. Deci tot ei te dezghețau, înseamnă că erau băieți cu minți, nu? Da, mă dezghețau cu flacăra oxiacetilenică. Da, ia spune-mi, dar vocea e specific de alt, nu? De ce? Păi știe toată lumea, dintre toți frații tăi, tu ai vocea cea mai subțire. Da, pentru că eu am căzut pe bârnă când eram mic. Dar și cu vocea așa subțire, și cu părul drept, cu nasul subțirel, cu fața albă, ce ai mai făcut, frate, atâtea operații estetice?
dacă tu le vei. Ca să am pielea rost, că îmi place culoarea asta mie. Asta e Billie Jean la cap. Noi, omule, dar nimeni nu poate să aibă pielea rost. Da? Dar pantera rost cum poate? Da, e o chestie. Dar spune-mi, când ieși pe stradă, de ce porți mereu o mască? Ca să nu-mi cadă nasul pe jos. De-te nu, lasă, stai liniștit, străunte, că nu stropești tu până la mine. Da, da, când o să te trezești cu două nasuri, să vedem ce o să mai zici, că al meu mai cade din când în când, mai sare. E interesant, hai să vorbim puțin despre muzică, nu? Uite, chiar despre clipul tău, Thriller. Dom'le, trebuie să spun că am rămas surprins, plăcut surprins. Aveai un machiaj de zombie extraordinar. A, nu, aia era fața mea. Hai, lasă-mă. Da, după a 20-a operație nereușită, că doctorul în timp ce mă opera se uita pe Cartoon Network și a încurcat schițele. Vai, vai, dar dansai în clipul ăsta, trebuie să spun, extraordinar, mai surprins. Uite, chiar asta e o mișcare din dans, nu? I love you people! Save the world! Mai vește lumea! Thank you! E numărul meu, e chiar numărul meu! Da, salvează-mă și pe mine și bagă mai repede pantoful ăla. De drept aveam nevoie, mersi! Pute de scade nasul. Mi-a căzut nasul. Îmi pare rău, știți, dar de la racet, că e foarte prost. O fi românesc, nu-mi dau seama. Da, Michael, spune, tu locuiești într-un castel, nu? Da. Sunt modest și nu vreau să ies în evidență. Da, mă întrebam așa, în castel nu ți-e frică? E bântuit de stafid, de fantome. Păi dacă îmi dau eu masca jos, așa, crezi că mai are vreo stafie curat să se uite la mine? Interesant. Da, și mai inviți copiii pe domeniul tău? Da, dar nu-i mai lasă părinții, ci că mă joc de-a mama și de-a tata cu ei. Nu știu. Da, răi, dar tu iubești copiii, nu? Dacă vrei să insinuiești ceva, îți fac nasul ăla ca la negri. Nu, nu, mă refeream la felul în care te-ai purtat tu chiar cu copilașul tău la Berlin, când l-ai scos pe geam la hotel. De ce ai făcut asta? Păi de 3 ore mă chinuiam să-i pun scutecul și n-am reușit. L-am scos pe fereastră ca să facă. Deci erau funny. Ce vrei? Funny. Oh, I love you people, save the world. Lasă-i, păi, discută cu mine. Michael, în ultimul tău interviu, ai spus că un personaj de poveste ți-a urmărit toată viața. Peter Pan, nu? Și chiar te-ai identificat cu el. Cum așa? Păi, atunci când eram mic, frații mei mă aruncau pe fereastră ca să mă învețe să zbor. Deci mama erau rei, nu? Erau rei. Și nu te-ai accidentat niciodată? Nu, că săream cu coarda. Cu coarda elastică, nu? Cu latoia, cu sorme. Da, da. Mă rog, spune, Michael, mai revii în România? Sigur că da. Vreau să continui filmările la Thriller. Aha. Serios? Da, păi la câte grope aveți voi în carosabil, nu mai trebuie decât strigoii care să iasă din ele. Dar se rezolvă, am vorbit eu cu ăsta de la Radet. Și am înțeles că la câți de branșea sunt în iarna asta, o să am figurație din belșug. Foarte bine, foarte bine. Doamnelor și domnilor, interviul nostru cu Vibul săptămânii s-a terminat. Nu uitați să ne reîntâlnim și data viitoare. Pe mine mă puteți căuta la celelalte concursuri de mis pe care le mai am de prezentat. Am primul chiar pe la văscuții de îndeau sau... Nu mă rog, ceva de genul ăsta. La revedere! Aud niște bătăi. E voilà, el trebuie să fie. Antoine! Ăsta e D'Artagnan? După cum arată, eu zic că este Duc Dulian. Mamă, ce mișto, de data asta chiar am nimerit la Hollywood. Auzi, bă, dar tu nu ești cumva nebunul reginei? Ai grijă cum vorbești. O să vorbesc mai rar și răspicat, ca să înțelegi chiar și tu. Sau preferi să grohăi. Asta e de ajuns. Te provoc la duel. Eu n-am mânușe, dar te provoc și eu la duel. Nu! Măi, poh, Cosmoi, ne provoci pe toți la duel, ești nechiorăști de tot. Aha, m-a provocat! Unde se călnimicesc? Vezi că a luat-o încolo. Merci. Și voi trei cine sunteți? Cei trei mușchetari.
Onoare și putere! Onoare și putere! Onoare și putoare! Hangar! De ce nu te mai numește Adrian Copilul Minunii? Păi da, am crescut, băi, și eu, cu 2 centimetri. Păi, să nebunești, să mai crește la vârsta asta? Păi da, dacă spui în picioare 10 perechi de șosete flaușoate una peste alta, să crește. Da, băi, frățioare, dar era frumos numele de copilul. Păi da, bă, da, mă sătura să-mi dea lumea pe stradă numai acadele și pufuleți. Plus că acum pot să mă ușor la emisiunile alea pentru adulți. Trage-o viteză cu mașina, că tu bași gonetă pe stradă. Nu mai conduc mâncați așa. De ce? Păi nu mă mai lasă polițiștii, căci că nu mă văd la volan participanții la trafic și crede că a luat o mașină singură la vale și se sperie. Dar acum a venit cu șoferul la emisiunea ta. Ești băier, vericule, stai în spate că șmecheri. Nu bă, am stat în torpedou, că e mai în timp. Eu mă duc dimineața la cununie și la nuntă, tu? Băi, eu atunci mă duc la prânz la botez direct. Gata, frate. Hai, noroc, hai, pa. Unde e? Hai, noroc. Băi. Da, bă, ochelarii ai jos, bă, că nu te... Vere! Vere! Hai să te acupe, Vere! Hai să mă deișă, bă! Cat, cat, cat! Dar mai ascute și tu dinții aia pe cuvânt, că mă gândi de vine să fac pe mine! Să nu cumva să faci și pe mine, că eu n-am costum de schimb! Hai mă, tine, că mă gândi de mor, auzi! Miroase a usturoi! Păi dar ce, bă, vrei să mănânci slănină goală? Că ceapa am înțeles că nu mai e, că ai mâncat tot tu. A venit vânătorul de vampiri! După cum arată umflatul ăsta, zici că e mâncătorul de fripturi. Bă, ăsta e vampir, mă mănâncă! A, și pe mine mă mănâncă! Auzi, bă, față palidă! Scarpină ne tupă amândoi! Bă, bă, ăsta! Bă! Păi ce, tu crezi că eu sunt de-aia? Mă, mă, băiatule, mă, stai Dracula! Auzi și... Ia uzi, a tras vaporul. E pe motorină, e bun, vă duce până în state. Stai două secunde. Nu s-aude. Sau sunt gazele mele. Nu? Hai, e bine. Și zici că numai voi doi sunteți aici pe insuliță? Noi nu este singuri. Eu și șeful și mai este un papagal. A, producătorul. Da. Dacă a băgat filmul... Du-te încolo de tâmpiță. Am spus de atâtea ori. La noi mănâncă numai canibali. Ia, uite, îi vezi? N-are cum să-i vadă cu binoclu, că sunt aici, la mine. Ce e acolo la tine? Canibali. Direct ne-a zis-o că sunt acolo? Păi da. Nu trebuie să zic acum? Nu, trebuie să te uiți pe ecograful. N-are cum să vadă canibalii, că i-am mâncat eu pe toți. Doamnelor și domnilor, bine ați venit! În camera ta vorbești. Ok, că nu e bec. Nu. Mai merge, da. Ceva de genul ăsta. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Accidentul ăsta. Cum se vede?
vede în interior pe burtică? Păi stai să vă arăt, mă, că tot nu m-am săturat cu canibalii. Am băgat spaima în fraier. Știu, la camera aia. Am văzut becul aprins, de-aia m-am întors în coa.